I don't know about you. I've been way too in my head. I don't wanna lose you, but I know I ain't ready yet. Know you need it more, but I can't, but I can't. I can't lie to you. Hope that you understand. Know you need it more, but I can't, but I can't. I can't lie to you. Hope that you understand. I'ma keep your love in my back pocket, yeah. We ain't got the time, but we can't stop this, so I wait. Yeah, I wait, wait for you. Yeah, I'ma keep your love in my back pocket, yeah. I'ma save it up till we go all in, so I wait. Yeah, I wait, wait for you, wait for you. So hard. Just think I need space this year. Know you need it more, but I can't, but I can't. I can't lie to you. Hope that you understand. Know you need it more, but I can't, but I can't. I can't lie to you. Hope that you understand. I'ma keep your love in my back pocket, yeah. We ain't got the time, but we can't stop this, so I wait. Yeah, I'll wait. Wait for you. Yeah, I'ma keep your love in my back pocket. Yeah, I'ma save it up till we go all in. So I'll wait. Yeah, I'll wait. Wait for you. Wait for you. Yeah, I'ma keep your love in my back pocket. Yeah, I'ma save it up till we go all in. So I'll wait. Yeah, I'll wait. Wait for you. All right, I'm standing on my side, laying low, I'm taking it slow. It could be slower, less it was, better than sunrise, less it was, better than prize, less it was. Better than no lies, maybe too wide. Yeah. Okay. Well, catch me on Sundays, it could be, well, under the rug. I might as well offer, make it two, or see it from all sides, make it three.
La ședința de îndată de astăzi avem un proiect pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre inițiat de primarul Comunei Bascov privind aprobarea caracteristicilor principale și indicatorii tehnico-economici, anexa 2.2c și devizul general al obiectivului de investiții. Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale, Rotărăș-Foraș, Teiului, Mișunere, Răbușești, în Comuna Bascov, județul Argeș. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 2? Aviz favorabil. Comisia 3? Aviz favorabil. Cine este pentru? Abținere, împotrivă, nu este cazul. Punctul 2 de pe ordinea de zi, întrebări și interpelări. Cine se înscrie? Domnul Liviu Popescu. Altcineva? Da, domnul Liviu Popescu. Mulțumesc. Domnul, am o întrebare și vă gândit în același timp. Am văzut că s-a finalizat locul de joacă. Nu mare, mă întrebe. Feedback, asta vreau să... Trebuie amenajată intrare. Exact. Va fi de mult mare. Eu acum încerc să transmit feedback-ul de la cetățeni. Mai sunt câteva chestii acolo de... Nu s-a făcut recepția asta. Pentru că oamenii solicită... De la Bușești. Locul de joacă de pe Bușești. Intrarea aceea să fie amenajată cât de cât. Nu, dar nu. Iluminatul. Nu are legătură cu recepția. Știu, are legătură. Nu sunt peste proiect. Corect, dar noi trebuie să ne luăm niște măsuri astfel încât să... Vor ilumina zona aceea la ultimul stâlp, cât se poate. Vorbim de împrejmuire iluminată. Dacă reușim să avem fonduri... De ce nu se prinsă? Nu, iluminat nu e prinsă. Așa a fost. Am văzut proiectul, deși l-am preparat. Așa. Și mai sunt câteva chestii de ajustat. De exemplu, eu am asistat la o chestie. Au jucat baschete foarte bine părțit și... Da, când au aruncat la puști, mingea aceea este, s-a făcut, era să fie atât de fatalitate, s-a înfixat într-o țeapă de la plasa aia. Adică trebuie cred că, un pic ajustate țepii aceia care au rămas de la plasele acestea să... Măcar în jurul coșului de bască, acolo. Restul sunt... Deci acolo o să... Ștanțul ăla, pe toată lungimea, o să ne amulăm cu două cluburi la partea de intrare, că am rezolvăm partea de intrare către... Pentru cei de la asta, da. Și pe toată lungimea, de vreo 15 metri, o să punem cu... Dar ne-a lăsat chestul. Ca să folosim și loc de parcare, două, trei mașini acolo, pe drum foarte gust. Să trec cu spatele zonei și spatele mele. Să știți care un impact. Și oamenii apreciază că s-a reușit la așa lucru. Foarte mult care s-a reușit. Și să le spui că tu ești consilier din zona respectivă. Și responsabil cu stai din zona respectivă. Nu neapărat. Mai aveți ceva de spus, domnul? Eu sunt mulțumit că s-a făcut criză. Mai aveți ceva de spus, domnul Liviu Popescu? Declar ședința de astăzi închisă. Vreau să vă rog. Dezbaterea publică, că am fost întrebată. Bine, avem o oră de 16 de dezbaterea publică pe Părintea Cuvântului de Părintea. Am urcat deja cu dezbaterea primăriei de la Părintea. Este urcat pentru amendamente. Bine, o să avem dezbaterea publică. Iar vă rog nostru, a fost centrul de dezbaterea, să găsim. O să anunțăm și pe pagina primăriei și primului toate, așa fel încât să vină cetățenii pe rând de toate statele și zările localități, deci vine la orice. În mare, așa, în mare bugetul, l-am preonat, așa cum l-am analizat din toate punctele de vedere. În mare, o să pornim la drum cu o prevedere bugetară pe capitolul de cheltuială de 25 de milioane, 583 de milioane, 255 de miliarde, 130 de milioane. Și în mare am făcut așa, că ne interesează mai mult lista de investiții, deci în afară de cheltuielile culturale, o să avem un impact asupra prevederilor bugetare la transportul în comun, la 16 miliarde jumate, la 21 de miliarde jumate, dar tot timpul suntem în miliarde de investiții. Și la gunoi, este un impact foarte mare și nu numai, și
am încercat ca să ținem cont din veniturile proprii, din veniturile proprii, să acoperim cheltuielile de cofinanțare. În mare așa, vă citesc așa, orientativ, pentru investiții. Deci avem Angel Salemină care continuă, deci valoarea totală a investiției, știți că este comisiune de dotări de lor publice, 152 de miliarde lei vechi și noi trebuie să punem 9 miliarde, asta noastră. Deci aprobăm proiectul, prevede bugetară de cofinanțare de 9 miliarde lei. Începem la drum cu 14 septembrie și stejeretul, suntem în licitație de execuție, dar finalizat proiectul tehnic. Toată investiția la data asta la care vă știți că se îndută 60 de miliarde de vechi și noi am pus în jură 40 de miliarde de bugetul local. Până ținem licitația, până când aprobăm indicatorii, sper să nu avem contestații la licitație. Tot ca și o sursă de cofinanțare, suntem probabil că vineri încheiem procesul verbal de adjudecare pentru etapa a doua de eficientizare a iluminatului prin fondurile din mediu, pe fondurile de mediu, etapa a doua, știți că am luat în etapa de 10 miliarde de lei, avem 20 de miliarde de lei, din care noi trebuie să punem în jur de 3 miliarde de partea noastră, 300 de mii de lei, deci 3 miliarde de partea noastră de să punem din bugetul local, ca să avem prevederea bugetară, așa am desemnat contractul. Avem proiectul care îl avem cu PNRR, pentru care s-a terminat contractul, prin dotare școli, pe cele trei componente, componenta de IT, componenta de dotări de mobilier și celelalte materiale didactice. Deci avem trei tipuri de licitații, pe fiecare componentă are licitația parte. Deci valoarea avizată, știți și masa, este de 15 miliarde de lei, între care trebuie să punem și noi partea noastră de din bugetul local. La stațiile de încărcare am semnat contractul cu APM-ul, deci valoarea totală este 5 miliarde 900 de milioane, pe care așa e prevederea contractuală, 2 miliarde 900 de milioane trebuie să punem din bugetul local. La construcție dispensar așteptăm să intre în hotărârea Ministerului de Dezvoltării, așa, după ce a trecut de faza CNI. Deci valoarea totală a dispensarului la valoarea totală este 7,2 miliarde și 180 de milioane, între care am prevăzut mai 1 miliard din bugetul local, probabil să fie mai multe, dar din bugetul local cheltuielile neprevăzute, care înseamnă avizie până la autorizația de construire. La extindere primărie, deci toată investiția înseamnă 73 de miliarde și 200 de milioane, extindere, modernizare, dotări și așa mai departe. Am vrut să vă prezint probabil în 20 săptămâni de vizul reactualizat, că ne-a impus și la CNI să din nou să reactualizăm de vizul, proiectantul. La sala de sport tip școlară, din curtea școlii, toate investiția de 17 miliarde, lei vechi, am prins 30 de mii de lei, 30 de milioane, eventualea vize care trebuie să-i punem în bugetul local. La parcul de agrement din zona Alinoasa, mai avem un aviz deja, este am luat 14 aviz de până acum, dar am desfatere din de aprobare a punctului planului urbanic total, pe terenul era instabilat. E în dezbatere la mediu, trebuie să stea 45 de zile, după aceea Consiliul de Țeasă de avizul și se poate trece la etapa următoare, adică efectuarea proiectului tehnic. La extinderea de gard la terenul de sport, am ajuns acum la sport, la terenul de sport, deci nu altă, că suntem cu fază avansat, se lucrează și acum, cum vorbim, da? Partea noastră de contribuție, deci mai avem, punem încă 3 miliarde, 210 miliarde din CEPUSM, din CNI. Partea noastră de contribuție a fost de 9 miliarde și jumătate, 6 miliarde în cheltuit cu stâlpul, cu mutarea elementelor care erau necesare, am mai pus încă 3 miliarde aici. Deci se lucrează, dacă se lucrează așa, ca comandă și de stâlpii care vine pentru nocturnă, se speră că ar putea ca iulie să fie gata, așa, cred dumneavoastră.
la înființare de loc de joacă pentru copii în satul Lucă, știți că am obținut un teren, da? 3 miliarde 500 de milioane, deci trebuie să fie două rânduri de bancuri acolo, pentru că sunt deci terenul pe care va fi amenajat, are pe două lanțuri drumuri foarte circulate și trebuie să facem, mă rog, să orientăm un gard mai înalt, plus o parcare pe drum care merge către stat. Tot la spații de joacă, la solicitarea cetățenilor și nu numai, trebuie să avem în vedere reparații și înlocuirea unor ansamble piese de joacă la spațiul de joacă din spatele bisericii, este foarte vechi programul ăla și cred că ăștia de la Institutul Petru care au autorizație de cumpărare. La spațiul de joacă din centru, la solicitarea cetățenilor și pentru dreptate, e o aglomerație foarte mare și va trebui să facem, mai amenajăm încă un program, câteva echipamente plus o extindere în zona respectivă și tot cu, să zicem, reparații și o reactualizare a spațiului de joacă de la grădinița cu programul de și la Creșă. Știți că odată cu funcția Creșă, spațiul de joacă l-am relocat în spate, în această altă la grădinița cu programul de lucru. Și urmarea revocării acestor piese, unde și-au refigurat și de inclusive cu amenajarea în general la altui spațiu de joacă sau cu vorba piese. Deci toate aceste lucrări am venit la 5 ani. Suntem obligatoriu ca până la sfârșitul anului să facem inventarierea domeniului public altul decât inventarierea care se face la sfârșitul anului în legii 273 și domeniul public fiscal care l-a pregătit, plus legea 57, legea contabilității și trebuie să facem inventarea domeniului public, asta înseamnă drumurile care nu le-am mai cadastrat, pe încă trebuie să le cadastrăm, dar trebuie să facem inventare și inventariere, cred că, cu valoarea reactualizată. Trebuie să prindeți bani pentru cadastrele acelor lucruri. Cadastrele respective. Și am zis aici două lucruri. Deci, așa cum am spus, mai avem 1-2 valoarea care trebuie să mai punem este de 890.000 de lei. Și... Nu. Planul urbanic general. Planul urbanic general. Da, 80 de milioane. Păi, dumneavoastră, credeți că-l facem pentru o zi, pentru două? S-ar face pentru 10 de ani? Cu să lucrează la el, la Slatina, de aproape, cu echipa la Slatina, de 6 ani. Deci, 890 de milioane. De exemplu, 890 de milioane. 89 de milioane. Exact, da. Eu am înțeles 890 de milioane. Da, nu. Asta este diferență, este diferență. Deci mai avem două avize, dar trebuie să dăm o să dăm o dărere pentru presă. În mare, celelalte care avem noi, reparații curente, reparații de tinere, potări și așa mai departe, școli, instituții, celelalte instituții, cultură, punte, sport, educație, sănătate și așa mai departe, le avem în capitolul de funcționare. Și pe baza capului de funcționare, de avea capitolul eu am pus aici mai multe investiții și cofinanțări. Ca, așa, ca și o orientare pentru dumneavoastră, deci, practic, anul acesta, nici n-am mai pus poimul aici, dacă ați văzut că n-am pus poimul, care înseamnă programul de ajutorare și structură mare, unde cei de la Apă Canal, când să zicem Doamne ajută, după ce au stat în licitație vreo 6 luni de zile, nu numai la noi, e vorba de tot programul, sau cam... Tot da? Se pare că au scopat puțin, că mută banii cu o sursă de finanțare pe alta. Adică după sursa de finanțare care era pe programul de acționare și structură mare, așa se pare că au fost să mute pe altă sursă de finanțare. Și după dat au scopat. Acolo știți că avem pregătute 47 din banii aici. În total, pentru anul acesta, cofinanțările și lucrările care sunt în continuare și care sunt avizate și contractate, și în diferite faze, din alte surse, adică guvernamentale, ministeriale sau cele care sunt cu PNRR și așa mai departe, ar fi 664 de miliarde, 620 de milioane. Deci 667 de miliarde de lei. Iar din bugetul local, numai pe ce ceva spus eu acum, sunt aproape de 70 de miliarde. În afară de transport și
alte chestii. La scapă mie. Două chestii care scapă. Pentru extindere de ția case la Uiască, n-am prevăzut nimic. Da, da, nu am spus. N-am spus. Extindere de ția case Uiască sunt, deci, practic, la 28 de miliarde, 500 de miliarde. Și au fost 2 miliarde piste. Da. Și mai era... Avem pe gaz, pe aftir, avem măsurătoarea statală, care trebuie să luăm pe gaz, care înseamnă 2 miliarde și de miliarde. Avem niște amenajări din astea mai micuțe, de spații de joacă, centru, giratorul, care sunt unde avem ceva inundații cu plouă și avem și aici 20 de milioane, adică câteva amenajări de astea mai scurte, nu prea mai dat citire. Poate sunt pe bugetul local, reparate și înlocuit. M-am spus, avizarea în VOL pe DN7, Pitești, Bâlcea, pentru că noi le-am făcut avizate, nu mai putea da de citire. Două arbeore amenajate și celelalte reavizate. Deci, care și aici, pentru acest obiectiv, am putut la fel 200 de milioane de lei. Și la cadastru nu mai trebuie să mă pune nimic la cadastrare? Nu la cadastru, la PUC. Nu la PUC, eu vorbim de o operație la cadastru. Nu mai să începem. Bine, noi avem aproape că am început și de anul trecut, dacă ați văzut, am avut ceva cheltuieli pe întornire de cadastre la drum. Că toate drumurile, toate străduțile erau necadastrate și vreau să spun că n-a fost ușor. Și n-a fost ușor pentru că nu există stradă în Bascov și cred că e valabil toată țara. Să nu se suprapună drumul cu gatul sau cu gatul cetățean. Dacă luăm pe DN7, DN7C, dacă vrem să luăm după Vădorata, 43 și pe legea drumurilor, 13 metri din altul drumului pe prenaționare, câteodată se duce și în curtea cetățeanului, dacă îi soțune pe drum. Pe păstă. A fost greu la avizare, de nu i-a soțune. Dacă dumneavoastră mai o să analizați, veniți cu amendamente, dar prea mare, deci am pus mare, am prins și la Casa de Cultură, au venit un buget fabulos la Casa de Cultură, dar am găsit, au venit cu 18 miliarde, așa că cu ansamblu Pică Sorești, cu deplasări în Norvegia, cu mai multe tăiat la așa, pentru minim posibil de utilități, de funcționare, de instalare și așa mai departe. E posibil să dăm hotărâre Consiliul Local, că am solicitat la Casa de Cultură la cei 140-150 de copii care sunt și fac cultură aici și plătesc mai 50 de lei. Am înțeles că mai multă jumătate sunt din alte localități și atunci să dăm hotărâre să fixăm o altă taxă, dacă le interesează oamenii că vine copilul din Copana sau din Găvan și nu-i asigură pentru 50 de lei aici și utilități și e un tevinut aici și hârtie igienică și păi dar ce? Da, eu cred că dacă facem o binefacere, mai bine. Eu și eu am copil la curte, îmi plătește 2 milioane jumate, practicește. Păi la biserică, la biserică, ce treabă avem pentru noi la Lucea, ai plătit un buzunar. Să plătim un bugetul local și structurii. Păi dacă vedem, dacă au făcut doar un pasco, dar e altceva, avem satisfacția că sunt din pasco. Păi și sunt stocul de șer din Copana. E o părere, dacă dumneavoastră îndurească, trebuie toți copiii să le punem mai la dispoziție Casa de Cultură ca să facă un acordeon și de 50 de lei. Aveți o problemă. Asta e problemă. Aveți o problemă cu Casa de Cultură. Dacă venerii nu pot da cercei, dacă vine un copil să vină la Berișa, care vine cu un autobuz, să facă cursuri de piață, ce spuneți dumneavoastră, îi spune acum, copii să-i pui în plus ălea câte vreme, fă la fel pentru toți fie că e din Vasco, fie că e din Bobana, fie că e de la Berișa. Da, eu sunt subvenționare. Dacă merge, noi nu suntem dacă mă duc cu copilul din Vasco la mie o veni, eu spun că e altă plată. Eu spun eu că e Adică, da, în primul ăla să puteți cu copilul de la Bobana, vine la Vasco, foarte bine. Dar pentru același, dacă se duce la Carate, să ducă Pitești,
plătește de 3 ori. Asta vreau să spun, să 5 ori, nu 3. Deci faceți tot la fel. Dacă invocăm obiectivitățile, că încălzim casa asta pentru două persoane, dacă încălzim pentru 200, tot bani. Dacă invocăm obiectivitățile, că asta a spus. Dar putem crea, cum să vă zic, discriminare. Dacă unii alții și alții negri, știți de asta. Am și eu o propunere, dacă se poate și nu vă deranjez. Mai bine să se facă o taxă lunară pentru toți copiii la fel, pentru că eu am înțeles că nu au prezență constantă, că vin astăzi, fac curs, mai lipsesc și s-ar face un echilibru. Da. Nu e clar, nu să vă mă. Așteptăm de aia un lucru pe prescuri de care să fie. Alte probleme legate de bugetul care aveți. Deci vă rog eu frumos, haideți încercați să, dacă să vină și oameni să nu credeți că vin atât pe noi, cu oamenii noștri și cu funcție, că vă mulți iar aici, dacă vine, propune nu așa să vină ceva să spună că vreau mai o formă de altul vot, nici mă puteți să provoveni. Dacă sunteți vă sumă la bugetul participativ? E prins o sumă de miliard la bugetul participativ, că legea spune 5% de miliard. Da, dorim. Și vor ierta cum de unde sunt. Proiectele. E că partea cealaltă avem funcționare. Dar unde vă respondeți? Ați rămas așa? Nu, mă gândeam. Doar un miliard mi se pare foarte puțin ce sunt. Asta așa. Nu, la asta, la participativ, la buget. Hai, nu se luată. Ce proiecte să faci ca să-l faci un miliard? Ce proiecte? Păi, ceva mic, micuțe, nu știu. Participativ înseamnă ceva de mai dăscute sare, mai bugete, nu proiecte. Păi, pic de investiții, că de-aia legitura gândit, zice, 5% din bugetul de dezvoltare. De 5%, așa nu trebuie. Este adevărat, dar nu știu ce proiect poți să faci cu... Sau proiecte cu miliard. Trebuie să o hotărâm noi, să hotărăsc cetățenii, că exact. Bugetarea participativă e pentru cetățenii. Exact. Bun. Hai, mulțumesc.